sunt Mariposa și am un invitat foarte special, pe David! Pe David ați mai putut întâlni pe canalul acesta de foarte multe ori. Salută-l, David, abonaților Mami! Salut! În mai multe extrageri pe care le-am făcut la mai multe concursuri, sau cred că două, să nu exagerăm cu multe, dar, în schimb, astăzi a venit pe post de asistent, m-a ajutat să fac brelocuri cu personaje din Minecraft. Și am făcut o groază. În tutorial o să vă arătăm doar cum se face acest creeper. Da. Care deci eu îl fac. Da, a lucrat David la el. Dar ieri când am descoperit aceste mărgele, am făcut târnăcoape. Din cercei. Da, cercei. Asta ce târnăcoape e? De aur. De aur, bine. El știe mai bine. Așa, l-am făcut pe Steve, am făcut purcei. Porci? Sau purcei? Trebuie să vă arăt ceva. Steve, varata porc. Ok, am mai făcut săbiuțe și tot felul de alte... Ale. Personaje și unelte din Minecraft. Astăzi vă arătăm doar creeper-ul, însă dacă doriți să mai vedeți și alte tutoriale cum se fac alte personaje, lăsați-mi în comentariu mai jos și cine știe, poate chiar o să mă apuc să fac mai multe tutoriale cu genul ăsta de mărgele. Acum vă lăsăm cu ce avem nevoie și cu tutorialul și ne vedem la final. Materiale necesare: mărgele pisla. Mărgele acestea se găsesc online atât pe magazinul de la Ikea, de unde am mers fizic să le iau, cât și pe internet și nu este o reclamă plătită, mai aș fi dorit chestia asta, dar nu. Însă încerc să evit cumva faptul că trebuie să răspund de unde și cum le am, așa că da, de acolo le-am cumpărat. Hârtie de copt, inel de breloc mare, o zară sau un inel de breloc mai micuț, lanț, planșă pentru mărgele și ca să facem creeper-ul am separat mărgele verzi și negre și avem nevoie de 44 de mărgele verzi și 20 de mărgele negre. O pensetă în cazul în care aveți copite pe care nu vreți să le tăiați doar de dragul acestui proiect și un fier de călcat. Este foarte important să știți că fierul trebuie folosit în prezența unui adult sau mai repede de către adult. Dacă sunteți copii și n-ați pus mâna niciodată pe fier să călcați vreun tricou sau bluză sau o pereche de pantaloni și nu știți cum se folosește, cel mai bine rugați un adult să vă ajute să călcați mărgeluțele. Este foarte periculos și riscați să vă ardeți și să pătiți cum am pățit eu, care la vârsta de 8-10 ani, nu mai știu, în perioada aia am vrut să încalc ceva și m-am ars și am rămas cu un semn. Nu e foarte mare, doar dacă te uiți cu lupa îl observi, dar știu sigur că e de la fierul de călcat. Așa că încercați să nu riscați prea mult. La primul rând punem o mărgele verzi. La al doilea vom începe cu una verde, apoi cu două negre, mai punem încă două verzi, iar două negre și terminăm cu una verde. Rândul 3 e identic cu rândul 2. La rândul 4 vom începe cu 3 mărgele verzi, apoi două negre și încheiem cu alte 3 mărgele verzi. Rândul 5 începem cu 2 mărgele verzi, continuăm cu 4 negre și încheiem cu 2 verzi. Rândul 6 e identic cu rândul 5. La rândul 7 începem cu 2 mărgele verzi, punem una neagră, mai adăugăm 2 verzi, apoi încă una neagră și terminăm cu 2 mărgele verzi. Rândul 8 e identic cu primul, adică vom pune 8 mărgele verzi. Acoperim planșa cu hârtie de copt și presăm ușor cu fierul de călcat până ce observăm că mărgele se lipesc între ele. Țineți minte ce v-am zis la începutul clipului, lăsați adulții să se ocupe de partea asta. După ce ați terminat, puneți ceva plat peste planșă, ca de exemplu o carte mai groasă și da, asta e una dintre cărțile mele preferate. Lăsați un sfert de oră să se răcească și apoi deschideți creeper-ul de pe planșă. Uniți inelele cu lanțul. Și dacă e cazul, mai faceți o gaură într-un coș și atașați figurina în inelul cel mai mic. Și gata brelocul!
like și share. Asta mă ajută pe mine foarte mult să cresc. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut chestia asta până acum. Mai avem puțin și atingem cifra de 20.000 de abonați. Așa de entuziasmată. Deci este încă un prag pe care mi l-am pus și încă mai am atât ca să-l ating. Sper ca până la sfârșitul anului să ne adunăm aici 100.000. Clipul acesta face parte dintr-o colaborare cu Irina de la Irin Bijou, un alt canal de handmade. Ea a făcut 1.000.000 din aceste mărgeluțe. Vă las link în descriere către clipul ei. În altă ordine de idei, am postat aseară clipul cu câștigătorii concursului de la clipul cu meu, să văd pe canalul secundar, aveți link în descriere. Eu am fost Mariposa. Eu am fost David. Și vă pupăm! Ne vedem vinerea viitoare la orele 20 aici pe canalul meu.